Dragă Marius, mulțumesc pentru invitație. Dragii mei colegi de Ropatriot, sunt Daniel Danilă și mă bucur enorm să fiu alături de voi la sărbătoarea noastră, la sărbătoarea Ropatriot, chiar dacă numai în versiune electronică de data asta. Cu multă căldură sufletească, vă salut în calitate de medic care este profund legat de România, cu speranță și optimism în viitorul României. Și aș vrea să împărtășesc această speranță cu voi toți. Podul de suflet dintre România de acasă și diaspora sa este o sursă imensă de putere. Experiențele noastre avute în străinătate ne-au îmbogățit cu abilități, cunoștințe și perspective care pot genera schimbări pozitive în România. Trebuie doar să găsim modalitatea de a le pune în practică. Implicarea noastră, fie prin împărtășirea cunoștințelor, investiții sau doar menținând legături strânse cu cei de acasă, poate juca un rol esențial în deblocarea întregului potențial al României. Împreună putem fi o forță puternică pentru progres, mai ales prin a nu rămâne doar observatori ai călătoriei națiunii noastre, dar participând activ la succesul ei. Prin vizitele mele frecvente în România, prin contactele și colaborările cu profesioniști excepționali, așa cum o zi la Clinica Sanador, cu care colaborez, am experimentat reziliența și potențialul care definesc România. În domeniul sănătății și nu numai, talentele României strălucesc în mod impresionant. Profesioniștii noștri se străduiesc în mod permanent să atingă excelența, iar alții au un potențial imens în tehnologie, inovație, să creeze momentumul acestei schimbări. Pentru a susține această schimbare, trebuie să investim în educație, în special în tineretul nostru. Ar trebui să-i încurajăm să-și exploreze pasiunile și să creadă în oportunitățile imense pe care România le poate oferi. În concluzie, sunt un optimist. Un medic care crede profund în viitorul României. Nu doar ca un loc din care mă trag, dar ca un mândru participant la călătoria ei promițătoare. În încheiere, vă îmbrățișez cu drag din New York City.